Inovația și tehnologia au permis de-a lungul anilor să descoperim noi surse de energie, dar și noi modalități de protejare a mediului și a oamenilor în lupta cu vicisitudinile și catastrofele naturale sau cele create de mâna omului. Într-un astfel de context se înscrie și parteneriatul societății comerciale Scelectro Vâlcea SRL din Râmnicu Vâlcea cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului în dezvoltare a unui sistem complex de prevenire a exploziilor la instalațiile individuale de gaze în urma cutremurelor de pământ. Acest sistem inovant, care și-a arătat eficacitatea, a fost creat și funcționează pe plan local în Vâlcea și poate fi implementat pe plan regional, național sau european. Numele meu este Ovidiu Ciorgescu Eugen. Lucrez în cadrul firmei Electro Vâlcea din anul 1993. De-a lungul anilor, firma s-a dezvoltat în sensul că a plecat de la realizarea de instalații pentru construcții, a ajuns să facă și activități de construcții, de antreprenoriat. De asemenea, firma s-a implicat de-a lungul anilor în unele proiecte inovatoare, în sensul dezvoltării tehnologiilor noi apărute și al descoperirii de produse noi. Suntem posesori a câtorva brevete de invenție, printre care sudobrazarea materialelor zincate. Ultimul proiect de cercetare pe care l-am realizat este cel legat de detectarea primară a cutremurilor de pământ. S-au creat niște dispozitive care taie utilitățile clădirilor, de genul gaze naturale, curent electric, apă, care să prevină extinderea dezastrelor, acestor dezastre naturale. S-a lucrat într-un colectiv condus de către firma noastră împreună cu Institutul de Cercetări pentru Fizica Pământului și s-au creat aceste dispozitive conectate la dispeceratul național al Institutului de Fizica Pământului, care să valideze rezultatele din teren, din zona orașului Râmnicu Vâlcea. Sunt Toater Victorin și lucrez în cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Ne aflăm în comandamentul acestui institut. Puteți vedea în partea mea dreaptă tamburii care înregistrează semnalele seismice pe hârtie. Sunt dispozitive cu care am început practic dezvoltarea nouă a rețelei naționale de monitorizare seismică. Acestea erau dotările din anii 90, dotării care se aflau și în alte instituții specializate din alte țări. Treptat, aceste echipamente au devenit digitale. Ceea ce vedeți în partea de sus, pe fond albastru, sunt semnale seismice care vin din stațiile noastre. Sunt toate stațiile digitale, în număr de aproximativ 150 de stații, care transmit în timp real informații despre mișcările Pământului în diverse zone ale țării. Institutul are de mai mulți ani un sistem de avertizare și informare seismică, cu alertarea organelor competente în acest domeniu, cum ar fi Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În cadrul Guvernului există un departament special de situații de urgență care primește informații în timp real. De asemenea, STS-ul are și el, este informat cu privire la mișcarea seismică. Diverse inspectorate pentru situații de urgență din țară și ele informate în timp real, în special cele din sud. În ceea ce privește aplicațiile industriale, acesta este primul proiect pe care îl desfășurăm cu firma Electro Vâlcea de transfer tehnologic. Deci acest sistem de avertizare a fost realizat acum mai mulți ani și testat în timp
până când s-a ajuns la un produs capabil să poată fi transferat către un IMM. Transferul respectiv s-a făcut în cadrul unui proiect specializat pe acest domeniu de transfer tehnologic de cercetare către IMM-uri. S-a terminat recent și s-a finalizat cu realizarea a unui punct de special de monitorizare și avertizare localizat în orașul Râmnicu-Vâlcea. Particularitatea acestui proiect este că sistemul funcționează descentralizat, deci el are în Râmnicu-Vâlcea un foraj de la adâncime de 40 de metri care preia informațiile de vibrații. De asemenea, pe lângă acest foraj există un alt, s-a creat un alt sistem de avertizare seismică pe zona Câmpul Lung Făgăraș și al treilea sistem este cel existent și care îl vedeți aici, este specializat pentru zona Vrancea. Deci sunt trei sisteme care conlucrează și care pot independent genera avertizarea. Acest semnal de avertizare este preluat mai departe de o rețea locală care constă în blocarea gazelor. În cazul proiectului s-a mers pentru această aplicație. Deci o aplicație industrială se referă la blocarea gazelor la intrarea în imobile. Deci nu pe magistrale, deci la intrarea unei scări de bloc sau la unei case. Deci clientul respectiv primește un dispozitiv care se conectează la electrovalva pe care o are deja sau care se montează și care va fi blocată de către un cutremur major produs în zona Făgăraș-Câmpul Lung sau Vrancea sau în cazul în care, și confirmate de către forajul local, în cazul în care nu merg comunicațiile, atunci se folosește doar informația din forajul local. Deci forajul local are în primul rând un rol de confirmare al avertizării seismice, deoarece nu se poate produce o blocare a unor gaze în condițiile în care unda seismică în zona respectivă nu are o anumită accelerație, deci peste un anumit prag de accelerație. Este o electrovalvă, da? Gazul ar trebui să circule prin această conductă. Acesta este și senzorul și decidentul. Deci un sistem foarte vechi, cred că are poate 20 de ani. Deci în interior există un accelerometru, cutia se montează pe un zid, pe un zid de rezistență, să zicem un stâlp de beton, simte vibrațiile stâlpului, unda seismică se împarte în două părți, unda primară care produce vibrația principală de declanșare a electrovalvei și unda secundară S, care este cea destructivă. Deci timpul între aceste două unde este foarte important. Al doilea sistem, îl vedeți aici, este ceva asemănător, dar un pic mai complex. Al treilea sistem este acesta. Este un sistem taiwanez. Taiwanezii, deci în Taiwan există rețele de astfel de dispozitive montate pe stâlpi de rezistență al clădirilor, care sesizează vibrațiile produse de cutremur și declanșează avertizarea și informarea. Ultima lucrare, care este acum, o vedeți aici, reprezintă o rețea de dispozitive de decuplare a gazelor și de informare. Deci informarea se face prin această sirenă, deci luminos și auditiv. Ideea fundamentală pe care am avut-o ar fi să transferăm în special ceea ce este cel mai util, semnalul de avertizare. Și preluarea acestui semnal să fie cât mai simplu realizată, implementată cu ce se găsește pe piață, deci fără a implica, eu știu, realizarea unor dispozitive deosebite și comercializarea lor în cadrul zonei pe care am vizat-o, zonei de protecție. Deci este această dificultate cea mai mare pentru firme, să găsească un client, să-l convingă că este util serviciul respectiv și să reușească să mențină în funcțiune sistemul. O altă problemă care ne-am pus este dacă un client
s-ar mulțumi doar cu avertizare seismică, pentru că de multe ori este insuficient pentru zona pe care o are de protejat. Din practică am întâlnit clienți care aveau depozite de fructe, deci tot felul de situații particulare în care aveam nevoie și de alți senzori. De aceea noi am prevăzut și senzori de bioxid de carbon, de monoxid de carbon, protejare video a zonei pentru foc, senzori de metan. Deci într-un dispozitiv din acesta care se instalează la un beneficiar, se poate crea ceva mai mult decât a fost în proiect, special pentru a satisface lui necesitățile pe care le are și a-l convinge că este nevoie de un astfel de terminal. Sunt Dorel Neamu, inginer în cadrul societății Electro-Vâlcea SRL. Suntem aici în dispeceratul SC Electro-Vâlcea SRL pentru monitorizarea sistemului de prevenire a incendiilor rezultate în urma cutremurilor de pământ, dezvoltat împreună cu partenerii noștri Institutul Național de Fizică a Pământului și finanțat în mare parte de către UEFCSDI cu o cofinanțare substanțială a SC Electro-Vâlcea SRL. Dispeceratul prelucrează în maxim 4 secunde datele primite de la senzorul seismic local și le transmite spre dispozitivele de închidere a gazelor montate pe conducta de alimentare cu gaz a clădirilor. Momentan sunt montate 3 astfel de dispozitive pe 3 clădiri din orașul Râmnicu-Vâlcea. Sunt doctor inginer Iosif Lingvai, cercetător științific pensionat, actualmente consilier științific la o societate comercială din Râmnicu-Vâlcea. O mare problemă în cercetarea românească este transferul rezultatelor cercetării pentru valorificare la agenții economici din țară. Asta din două probleme. Odată, nu toate temele de cercetare au prevăzute sau sunt orientate spre un rezultat practic definit, pe de o parte. Pe de altă parte, în general, agenții economici sunt prea puțin interesați de implementarea noului și valorificarea noului creat de cercetătorii români. În acest context, consider că Programul Național PTE, deci Proiecte de Transfer către Agenții Economici, inițiat de Ministerul Cercetării și Digitizării, este de un bun augur. Și chiar au fost proiecte de succes realizate. Noi, practic, la Electro-Vâlcea, societate comercială care acordă un mare interes soluțiile tehnice noi dezvoltate, printr-un parteneriat cu Institutul Național pentru Fizica Pământului, am înaintat documentația și am obținut finanțare pentru realizarea unui sistem de protecție a consumatorilor de gaze împotriva unor incendii și explozii devastatoare care apar foarte frecvent în urma cutremurilor majore de pământ. Orice instalație, orice casă, orice construcție practic modernă din țară are o instalație de utilizare de gaze în interior. Închipuiți-vă că la un cutremur major de pământ, clădirea se dărâme, instalația se distruge, gazul curge. Deci, iminența unei explozii devastatoare
datorită unor scurt circuite electrice care apar în paralel și așa mai departe, este, hazardul este foarte mare. În cutremurul din 1977, experiența a demonstrat multitudinea incendiilor care s-au produs la clădirile dărâmate. În acest context, sistemul conceput de noi se bazează pe închiderea gazelor imediat la ieșirea conductei din pământ prin niște electrovane comandate de la distanță, telecomandate, pe baza determinărilor măsurătorilor locale de trepidații, de accelerații. Bine, sistemul dezvoltat este mult mai complex. În România există o rețea națională de stații seismice care avertizează producerea unor cutremure pe teritoriul țării și nu numai. Dar asta este o avertizare, nu înseamnă încă o confirmare pe plan local, pe un teritoriu restrâns. Nu la orice cutremuraș trebuie închise gazele sau oprite curentul. Sistemul dezvoltat de noi se bazează pe o rețea complexă de achiziție date locale în Râmnicu Vâlcea, dezvoltate la firma noastră, care sunt transmise în timp real către dispeceratul național de la Institutul de Fizică a Pământului, așa, pe de o parte, unde sunt prelucrate, valorificate științific, etc. Pe de altă parte, Institutul Național de Fizică a Pământului, spre dispeceratul nostru, transmite semnale de avertizare de cutremure, alerte seismice de diverse nivele. Deci, în clipa în care se primește o asemenea avertizare sau se produce local un cutremur care se măsoară întâi la noi la Vâlcea, după aia ajunge informația prin noi, în principiu, la Institutul Național, în situațiile în care se depășește o anumită valoare de prag prestabilită, pe baza cunoștințelor din domeniul rezistenței materialelor, a construcțiilor și așa mai departe, se declanșează sistemul în maxim 4 secunde de la măsurarea cutremurului către electrovanele prin care se închid gazele. În mod similar, se pot proteja rețelele electrice care la cutremure majore se pot rupe firele aeriene și fire sub tensiune cad pe pământ, se pot depresuriza cazane, instalații sub presiune ridicată, care prezintă iar un risc în exploatare ridicat, etc. Deci, personal consider că acest proiect derulat este un proiect de succes prin care s-a demonstrat utilitatea și importanța colaborării dintre institutele naționale de cercetare și societățile comerciale, agenții economici românești.